trotuare, sedii de instituții publice reabilitate, teren de sport pentru copii. Toate au fost realizate în comuna Perieți în ultimele două luni. Noua administrație locală este hotărâtă să respecte promisiunile făcute în campania electorală și să le ofere cetățenilor condiții de viață demne de secolul în care trăim. Pare greu de crezut, însă în niciunul dintre satele comunei până acum nu exista un trotuar, așa că realizarea unor alei pentru pietoni a devenit o prioritate pentru aleșii locali. Cum o să mergem pe trotuar, mai mergem pe șosea să mai... Da. Cum era înainte? Urui! Și pe unde mergeai? Mergeam și pe aici și pe acolo. Da, acum? Merge pe aici? E un lucru bun, mai ales că avem copii și trebuie să zicem la școală. Vă dați seama ce înseamnă să-i pleci dimineața. Că ați văzut, stai că acum e mai bine, dar o să vină timpul, când o să vină ploile. Trece unul de la mare cu mașina, cu vreun tir de la, ne face ciuciulete. Să-l ții copilul ăsta de clasa 1, să-l ții ud la picioare până la 12. Am pornit cu, până în momentul de față, cu 1500 de metri de trotuar din pavele în satul Mizleanu, încă 1500 de metri de trotuar din beton în satul Perieți. Pentru eficientizarea activității în primărie, clădirea instituției a fost reabilitată, la fel și sediul poliției, dar și dispensarul din Perieți. Reabilitarea primăriei a constat în practic în schimbarea instalației electrice. S-au făcut lucrări la acoperiș, bazie, reparații, aere condiționate în interior, toate birourile au fost reparate, zugrăvite și așa mai departe. Ce s-a întâmplat la primărie, așa s-a întâmplat și la sediul poliției. O atenție deosebită a fost acordată elevilor. La început de an școlar, aceștia vor beneficia de un teren de sport nou în care primăria a investit aproape 100.000 de lei. Aici se face terenul de sport pentru orele de educație fizică ale copiilor. Aici, până la lucrarea aceasta, copiii când făceau educație fizică trebuia să aibă cizme de cauciuc ca să poată să facă o activitate. Acum vrem să vedem cum aranjăm, venim cu stradă piatră, peste piatră venim cu beton, peste beton venim cu covor asfaltic, cu perspectiva ca în bugetul de la anul să putem să prindem și să punem un covor sintetic ca să apară adevărat teren de sport. Tot pentru elevi vor fi realizate stații speciale pentru microbuzul școlar. Sunt stații foarte mari, undeva la 16 metri pătrați, făcute pe un postament din pavele, cu 20 de scăunele, vor fi supravegheate video. În afară de parcuri, tot ce am promis în campania electorală va fi gata până la sfârșitul anului. Deci tot ce am promis oamenilor, trotuare, școală cu teren de sport, instituții care să arate normal. Acum avem și un proiect și se va realiza în săptămâna următoare. Vom veni cu iluminat la stadion. O să organizăm și ziua recoltei acolo și alte evenimente. Pe viitor, aleșii locali de la Perieți se gândesc să acceseze programe europene prin care localitatea să beneficieze de gaze și canalizare.